Dramă fără margini într-o familie din Gorj. O familie întreagă a fost răpusă de noul coronavirus în mai puțin de 2 săptămâni. Rând pe rând și-au dat ultima suflare pe patul de spital. Primul a decedat bărbatul, apoi soția, iar apoi fiul celor doi. Dramă fără margini în Gorj. O familie din județ a fost răpusă de noul coronavirus. Primul care s-a infectat cu virusul ucigaș a fost fiul. Bărbatul angajat al complexului energetic Oltenia a mers în vizită la părinții săi din Văgiulești, fără să știe însă că este infectat cu noul coronavirus. La scurt timp, părinții acestuia au ajuns la spital având simptome de COVID-19. Tatăl tânărului a fost cel care a fost primul răpus de virusul ucigaș. Acesta nu a avut nicio șansă. La scurt timp, chiar în ziua înmormântării bărbatului, s-a stins și soția acestuia chiar pe patul de spital. Cel de-al treilea membru al familiei, fiul, s-a stins și el din viață câteva zile mai târziu, tot din cauza noului coronavirus. În cursul zilei de astăzi, în județul Gorj, au fost înregistrate încă 2 decese din cauza noului coronavirus. Totodată au fost înregistrate și 42 de noi cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.